Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Angajat bătut de patron la Turceni. Iordache a dizolvat PNL Târgu Jiu. Romanescu spune că va câștiga și următoarele alegeri. Atleți de nivel mondial în weekend la Târgu Jiu. Pentru că a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, după ce i-ar fi fost încălcate mai multe drepturi, un bărbat din Turceni a fost bătut de patronul pentru care lucrează. Ba mai mult, ar fi fost lovită și soția acestuia, care ar fi încercat să-l scape de furia agresorului. Incidentul a avut loc ieri în centrul orașului Turceni. Cel acuzat de agresiune, respectiv un bărbat de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. La data de 4 mai anul curent, polițiștii din cadrul Poliției orașului Turceni au fost sesizați prin apel de urgență de un bărbat de 47 de ani în orașul Turceni despre faptul că are un conflict cu administratorul societății în cadrul căreia este angajat. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că bărbatul, în timp ce se afla în zona centrală a orașului Turceni alături de soția sa, ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 42 de ani, administrator al societății la care lucrează. Bărbatul de 47 de ani ar fi avut mai multe neînțelegeri cu angajatorul, motivând că acesta din urmă i-ar fi încălcat mai multe drepturi, iar bărbatul ar fi sesizat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj. După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul de 42 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului sub supravegherea unității de parchet competente. Un bărbat de 31 de ani din orașul Rovinari a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit IPJ Gorj, cel în cauză ar fi distrus 11 aparate de tip slot mașini din două săli de jocuri de noroc și pariuri din Rovinari. La data de 4 mai anul curent, polițiștii poliției orașului Rovinari au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de o femeie de 35 de ani în comuna Dănești, lucrător gestional la o societate comercială din orașul Rovinari, cu privire la faptul că o persoană a distrus mai multe aparate de jocuri de noroc din incinta societății. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 31 de ani din orașul Rovinari a distrus prin spargerea display-ului 5 aparate de tip slot machine cu un obiect metalic. Ulterior, bărbatul s-a deplasat la o altă sală de jocuri aparținând aceleia societăți, unde a distrus prin aceleași mijloace 6 aparate de tip slot machine. După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul de 31 de ani din orașul Rovinari, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului. Președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a luat decizia de a dizolva PNL Târgu Jiu. Până la organizarea următoarelor alegeri, Iulian Popescu a fost desemnat să conducă organizația municipală. Alte trei filiale din județ au avut aceeași soartă. Practic, Marcel Romanescu și-a pierdut funcția de președinte al PNL Târgu Jiu. Edilul spune că actualul lider al organizației județene nu are nimic în comun cu valorile liberale. Nu înțeleg de ce așa înverșunare împotriva unei organizații, v-am spus, extrem de performante. Doar domnul Iordache nu vede performanțele acestei organizații. Pe partea cealaltă, nici nu pot să-l acuz foarte mult, pentru că dânsul, înainte de a ajunge președintele Partidului Național Liberal, a trecut prin 6 formațiuni politice. Nu prea înțelege mecanismele, nu prea înțelege ceea ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal și nu poate face o evaluare corectă. N-ai cum să faci evaluare corectă când tu astăzi ești la ALDE, mâine ești la PSD, poi mâine ești la Forța Dreptei și ulterior te vezi președintele Partidului Național Liberal. De unde să știi tu istoria acestui partid? De unde să știi tu ce a făcut organizația municipală? Deci nu e de condamnat. De condamnat sunt cei care l-au parașutat pe acea funcție de președinte la Gorj. Actualul primar este în continuare hotărât să obțină un nou mandat, însă Romanescu nu ia în calcul varianta de a candida ca independent. Din punctul meu de vedere, ușile PNL-ului în momentul de față s-au blocat, sunt închise. Ceea ce înseamnă că va trebui să găsim o altă alternativă. E clar că e vorba de o formațiune politică, nu voi candida niciodată independent și asta
nu având frica faptului că n-aș putea câștiga mandatul. Mi-l pot câștiga și independent. Nu. Am plecat în aceste competiții cu o mare echipă, o echipă minunată și nu îmi voi lăsa niciodată echipa la greu, cum nici ei nu m-au lăsat atunci când am intrat în competiție. Pe de altă parte, este legat de partea administrativă. Vom fi alături de cei care sprijină municipiul Târgu Jiu. Romanescu are încredere că el și echipa sa vor câștiga și următoarele alegeri locale, indiferent de formațiunea politică care îi va susține. Sunt mai luate în calcul toate variantele. Nu excludem nicio variantă din momentul în care suntem liberi de contract. Suntem ca în fotbal, nu? Dacă ne-au eliberat din contract înainte de terminarea mandatului, acum trebuie să găsim o echipă în care să jucăm sau să punem sigla unei echipe în care să jucăm. În mare parte nu vom merge decât acolo în care vom fi primiți, nu neapărat cu brațele deschise, că politica, până la urmă, e o bătălie continuă, da? Ci o echipă care poate la un moment dat să vină alături de noi. Da? Suntem totuși cei care am câștigat. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu ne ducem de pe poziția perdanților. Organizația de la Târgu Jiu, v-am spus, din ultimele 7 competiții a câștigat 6. Adică eu sunt sigur că fiecare formațiune politică și-am avut suficiente care ne-au tatonat și-ar dori o echipă câștigătoare. La Târgu Jiu, ceea ce n-a înțeles domnul Iordache, pentru că dânsul de la Murgeș lucrurile vede în alt mod, la Târgu Jiu câștigă oamenii, nu siglele de partid. Fostul secretar general al PNL Gorj, Marcel Iacobescu, spune că măsura de dizolvare a organizației municipale este nestatutară. Pentru a dizolva o organizație este nevoie de Comitetul de Coordonare Locală, este nevoie de votul întregii organizații locale care hotărăște dacă dizolvă sau nu biroul politic pe care tot ei îl aleg. Adică biroul politic local. Local, da. Aceasta trebuie să fie prima etapă. Aceasta trebuie să fie prima etapă, iar propunerea de acolo trebuie să vină. Nu o poate face nimeni altcineva. Dar v-am zis, sunt decizii luate pe lângă statut cu care văd că în ultimul timp cu actuala conducere începe să obișnuiască membrii. Minerii și energeticienii din complexul energetic Oltenia se pregătesc să protesteze duminică în piața prefecturii de la ora 12. Este vorba de un meeting la care sunt așteptate să participe aproximativ 100 de persoane. Organizator este Federația Națională a Muncii. Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, a declarat că nu vor fi probleme dacă vor participa mai mulți cetățeni. Protestele sunt legate de planul de restructurare al complexului energetic Oltenia. Ultima variantă acestuia nu este publică. Planul propune închiderea unor grupuri energetice, închiderea de cariere miniere, reducerea numărului de angajați și investiții noi în grupuri pe gaze naturale și parcuri fotovoltaice. Este în pregătire o nouă ședință a Comisiei de Dialog Social pentru Complexul Energetic Oltenia. De data aceasta, convocarea va trebui să fie făcută de către instituția prefectului. Ultima ședință a fost convocată de către Consiliul Județean Gorj. Pe ordinea de zi s-a aflat prezentarea planului de restructurare și decarbonare al complexului energetic Oltenia. Managerul CEO Dan Plaveti nu a mai ajuns la ședință. În locul său a fost trimis Ion Bălășoiu, însă ședința a fost suspendată. Autoritățile locale și județene vor să afle conținutul exact al planului de restructurare al CEO. Termocentralele se mențin pe locul al treilea în clasamentul producătorilor de energie electrică din România. Cu toate că se insistă cu închiderea de capacități pe bază de cărbune, se dovedește că încă este nevoie de acest tip de energie. Sistemul energetic național nu poate funcționa în acest moment fără termocentralele pe lignit și huilă. Este nevoie de energie în bandă care să asigure predictibilitate. De asemenea, energia pe cărbune poate fi produsă și livrată la orice oră. Lider al producției de energie din România este în continuare hidroelectrica, urmată de energia nucleară. Pe locul al treilea se află termocentralele pe bază de cărbune cu aproape 1300 de MW pe oră. Programele de sprijin pentru tomate și usturoi continuă și în acest an, astfel că fermierii gorjeni interesați pot să-și depună cererile pentru a putea beneficia de subvențiile agricole. Ajutorul de minimis acordat pentru cele două programe, tomata și usturoiul, este de 3.000 de euro pe beneficiar și cultivatorii de cartofi vor beneficia de un sprijin important. Subvenția acordată pentru fiecare hectar cultivat de cartofi este de 200 de euro. În acest an avem program de minimis la tomate care este 3.000 de euro pentru 1.000 de metri de spațiu protejat. Astăzi se va publica, se va stabili ședința de guvern, se va da ajutor de minimis pentru înființarea culturii de usturoi, care este 3.000 de euro la hectar. Suprafața minimă înființată trebuie să fie de 30 de ani. Se mai da minimis pentru cultura cartofului, care va fi în cuantum de 200 de euro la hectar. Și cam astea ar fi ajutoarele de minimis care se
pot implementa la nivelul județului Gorj. O să avem un beneficiar care, din informații care le dețin, a înființat cu 4 hectare de usturoi la Bălești. Mai avem la Prigoria un beneficiar care a luat și în anul precedent, a avut 3 hectare de usturoi. Sperăm să crească numărul de beneficiari de la an la an. Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a organizat astăzi dezbaterea Societatea încotro. Evenimentul a avut loc în cadrul programului Târgu Jiu, Capitala Tineretului 2023. Acțiunea a fost organizată de studenții universității cu scopul de a-i convinge pe elevi să-și continue studiile după examenul de bacalaureat. Din păcate, tot mai puțini tineri vor să se înscrie la facultate. Suntem la coada Europei cu cei mai puțini absolvenți de învățământ superior. Este un eveniment la care Universitatea Constantin Brâncuș ia din nou parte la acest șir din ciclul Târgu Jiu, Capitala Tineretului. E o acțiune organizată de studenții noștri pentru comunitatea studențească, dar, după cum ați văzut, avem invitați o serie de elevi de la licee din județ care au astfel ocazia să ia contact cu mediul academic, pe de o parte, pe de altă parte să aibă în față personalități recunoscute la nivel național și, de ce nu, european, având în vedere amvergura domnului profesor Alexandru Mironov. La dezbatere a fost invitat profesorul Alexandru Mironov. Acesta a fost ministru al tineretului și sportului și secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Eu sunt profesor de matematică la bază, cu multe examene de pedagogie, psihologie date, și atunci am încercat să construiesc activitatea de tineret în afară de cea sportivă. S-a întâmplat că am condus ministerul într-o perioadă în care în sportul de performanță era de foarte înaltă calitate. La Olimpiada de la Atlanta am luat 20 de medalii sportivii noștri, așa că m-am concentrat mai mult pe activitatea de tineret, inventând tot felul de acțiuni pe care tinerii le puteau desfășura. Acum, de pildă, sunt foarte interesat să continui o idee veche, care este aceea de construirea cluburilor de știință în școli. Primăria municipiului Motru a obținut o finanțare importantă pentru SECE-OATA, este vorba de 42 de milioane de lei. Solicitarea făcută de primarul municipiului Cosmin Moreg a fost aprobată în ședința interministerială. Peste 6 milioane de lei este contribuția de la bugetul local. Astfel va fi modernizată instalația de evacuare a zgurii și cenușii din cazanul CR0102. Edilul Cosmin Moreg a explicat că a fost determinat de creșterea prețurilor la materiale să renunțe la finanțarea obținută inițial. O decizie ce s-a lovit de scepticism, dar a fost foarte inspirată. Am mers în Consiliul Local și n-am greșit că am făcut acest lucru. Am luat acordul Consiliul Local de a renunța la acea investiție subevaluată, iar acum vedem că ne-a fost aprobată în ședința interministerială suma de 42.370.000 de lei. Această sumă a rezultat în urma devizului reactualizat pentru această lucrare. Urmează, după publicarea monitor a ordinului de ministru, semnarea contractului. Deci asta arată clar că ne interesează situația SECE-OATA. Îmi doresc să funcționeze în continuare. Această investiție va rezolva nu chiar în totalitate, dar în mare parte problemele de mediu, lucrări la cazan și pe partea de mediu și mai multe modificări necesare acestei societăți sau mai exact funcționări în condiții optime a societății. Am văzut că s-au grăbit câte unii să spună că au niște merite. Nu, meritul este strict al colegilor mei din cadrul primăriei municipiului Motru. Nebunia mea, cu ghilimele de rigoare, când am decis de a renunța la acea investiție de 30 de milioane de lei obținută în 2020 tot de către noi și mine, a fost doar pentru a putea rezolva problema SECE-OATA. Stadionul Constantin Adiță din Târgu Jiu va găzdui un eveniment major în weekend. Pe 6 și 7 mai vor avea loc campionatul național de seniori și Under 23 10.000 de metri și concursul național Grand Prix, probele neclasice și ștafete. Organizatorii evenimentului, care se desfășoară sub egida programului Târgu Jiu, Capitala Tineretului din România 2023, sunt Federația Română de Atletism, Asociația Județeană de Atletism Gorj și CSM Târgu Jiu. Antrenorul emerit Ion Bură a explicat care a fost motivul pentru care aduce proba de 10.000 de metri la Târgu Jiu. Ca de fiecare dată, atletismul își face datoria.
faptul că avem un stadion așa de frumos ne-a făcut să organizăm în fiecare an, de acum încolo, de anul trecut încolo, campionate naționale și de ce la 10.000 de metri. Pentru că aici la Târgu Jiu am avut multe rezultate foarte bune, iar într-un anumit an, în 1990, am avut cea mai bună performanță mondială la 10.000 de metri a unei sportive pregătite aici la Târgu Jiu. Se numea Viorica Ghican. De asemenea, tot aici s-a antrenat și Constantina Diță Tomescu și a avut rezultate bune și la 10.000 și știți foarte bine că și la maraton, campioană olimpică, deci rezultate foarte bune. Alții au avut recorduri naționale la 10.000 de metri. Crescut în Gorj, Mădălin Badea, președintele Comisiei de Competiții din cadrul Federației Române de Atletism, a declarat că atleții de renume vor ajunge la Târgu Jiu, iar arena din municipiu va găzdui și alte competiții majore pe viitor. Este un eveniment din calendarul Federației Române de Atletism pe anul 2023, destul de important, ce a atras peste 100 de atleți de nivel național, dar și atleți care sunt deja calificați la competițiile internaționale, ce vor lua startul sâmbătă, pe data de 6 mai, începând cu ora 18, pe stadionul municipal. Avem atleți de valoare la nivel internațional, precum în proba de 10.000 de metri, atleta Joan Celimo, legitimată la CS Dinamo București, care este o atletă în top 10 mondial în acest moment, plus atleții de nivel internațional ca Valentin Tănase la probele de sprint, Cristian Voicu la probele de semifond. Totodată, logistica de care dispune orașul Târgu Jiu în acest moment ne face să ne îndreptăm an de an, de acum înainte, pentru a desfășura competiții la cel mai înalt nivel. Partenerii Reuniunii Atletice sunt Primăria Târgu Jiu, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Gorj și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Ne bucurăm că în județul Gorj putem să ținem campionate naționale și celelalte probe care sunt neclasice, pentru că sperăm că atâta timp cât în județ vin sportivi de valoare, să atragem și noi copii de valoare. După cum știți, am avut chiar săptămâna aceasta, pe 2 mai a fost ziua tineretului, un cross al tineretului, unde spre surprinderea mea plăcută, am avut 259 de participanți, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult la o activitate sportivă în județul Gorj. Și de aceea cred că și aceste evenimente pe care le organizează Federația împreună cu noi, cu primăria, cu clubul, pot să-i atragă spre activitatea sportivă. La startul competițiilor vor lua parte și atleții din Gorj. CSM Târgu Jiu se pregătește pentru meciul care îi poate asigura menținerea în Liga Florilor. Duminică, fetele lui Liviu Andrieș primesc vizita formației CSM Galați. Gorjencile au nevoie de un succes pentru a evita barajul de menținere în primul eșalon. Ana Ciolane sunt încrezătoare că emoțiile vor fi risipite după confruntarea din weekend. Pivotul gazdelor spune că jucătoarele au rămas datoare publicului după ultimele evoluții. Le mulțumim că au fost alături de noi și cred că le suntem datori. Cred că a trecut ceva timp de când nu ne-am mai bucurat împreună de o victorie pe teren propriu. Avem nevoie de cele mai bune, de aturile noastre, să zic, o apărare foarte puternică și o poartă foarte bună. Și să încercăm să facem cât mai puține greșeli în atac, pentru că în ultimul timp am avut cam multe greșeli neprovocate în faza de atac. Antrenorul Liviu Andrie spune că nu trebuie să existe presiune pe echipa gazdă, dar a dat asigurări că gorjencele nu își vor trata de sus adversarele. Pe acest lucru am și mărșăluit împreună cu Andrei, pe treaba cu relaxarea și cu a nu lua de sus acest adversar, pentru că în ultimele jocuri echipa din Galați a avut prestații bune spre foarte bune, chiar dacă a pierdut anumite jocuri, s-au luat la trântă cu echipe puternice și acest lucru contează, pentru că dacă noi le vom lua tare și exact cum a făcut la Galați, ne vom face meci ușor. Dacă vom trata ușor acest joc, vom avea un meci destul de complicat și sper eu că acest lucru să nu se întâmple. Chiar dacă jocul poate pe anumite momente va avea de scârțăit, trebuie să luăm cele 3 puncte pentru că sunt foarte importante pentru ceea ce urmează. Partida contează pentru runda 24-a din Liga Florilor și este programată duminică de la ora 12.
Știrile au ajuns la final. Numele meu este Tudor Ciutacu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.